a fost doamna, a frânat brusc și s-a produs ce s-a produs. A frânat fără niciun motiv, probabil, nu știu, s-a încurcat pe aici sau nu știu care e ideea de a ajuns acolo. Și a fost... A văzut giratoriul și probabil... Probabil s-a speriat, eu știu, poate nu și-a dat seama de drum, a frânat brusc, că fratele meu din instinct a frânat și el și autocarul a intrat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Asta e situația. Și carosabilul umed a contribuit? Poftit? Carosabilul umed? Nu, cred că nu. Cred că nu, pentru că nu mergea cu viteză fratele meu, căutam undeva un popas unde să oprim să mâncăm și eram, nu știu dacă mergea mai mult de 60-70 la oră, momentan. Ce faceți azi? Nu, e la spital, scos așa că de șoferul? Nu. V-a speriat? Cine? Eu? Poftim, dacă cine vrei. Poftim, bine, dai mașină. Mai bine, dai mașină. Mai bine, ne dau mașină. La mie, stați la mie, ajută-mi. Vă grăbiți, aveți cu braș, vă dați cu lapte. Doamnă, de ce nu sunteți de casă? Doamne, ferește, da, mă, nu știu. Știu, știu, știu. În șocul ăla, din somn te trezești că ai simțit frâna și atâta tot. Ce ați văzut? Erau răniți afară? Da, i-am văzut. Era o fată rănită. Mai grav dintre toți. Un băiat avea o mică fractură la picior. Fata a avut piciorul drept fracturat. Un pic la coloană. Cam atât. Dar fata din mașină a fost cel mai grav avariat. Asta a v-a speriat? Eu abia mă trezisem și în momentul în care m-am trezit, mașina micuță care era în fața acolo, era deja la câțiva metri și cea albastră de aici era deja prinsă în autocar. Deci... Și răniții țipau? Nu, doar fata care a urcat în autocar a acuzat dureri la coloană și la picior. Mai vine un șofer? Vine? Da. Dar unde era al doilea șofer? Nu era în autocar? Al doilea șofer? Așa. Kilometre. N-ați avut șofer de rezervă, înseamnă? Ăsta s-a schimbat vreodată șoferul? Da, normal, asta zicem eu. Și unde e șoferul? Păi șoferul a plecat pentru hospital. Al doilea. Al doilea șofer, dar e cobor București, ai înțeles? Asta, dar București vine de aici. București vine aici. Din primele verificări efectuate la fața locului, a arătat faptul că evenimentul rutier s-a produs pe fondul nepăstrării unei distanțe suficiente mers față de conducătorul autocarului, care a intrat în coliziune cu autovehicul care circula în fața sa, acesta fiind proiectat într-un alt autovehicul. În urma evenimentului au rezultat 3 victime. În rândul pasagerilor în autocar nu s-au înregistrat victime. Și pe stație
asta acolo. Thank you.